În această seară începem studiul propriu zis asupra celor cinci doctrine ale Harului și ne vom apleca privirile și ne vom focaliza asupra depravării totale în această seară. Au existat unii oameni care, din cercul reformat, care au încercat să redefinească această doctrină, să o redenumească, pentru că ea duce uneori în confuzie. Dacă auzi expresia asta, un om este depravat total, aproape fără să vrei, vei nega lucrul ăsta în mintea ta. Păi stai că eu știu niște oameni din lume care nu sunt depravați total. Că ei fac anumite lucruri bune, că ei se poartă frumos, că ei... și așa mai departe, da? De aceea este necesar să definim această doctrină a depravării totale și voi începe în această seară cu o schițare de ansamblu, cu o perspectivă panoramică, cu o perspectivă de ansamblu a acestei doctrine depravarea totală și o voi sumariza prin 9 aspecte. Le voi menționa întreagăt. În primul rând, doctrina depravării totale vorbește despre originea păcatului. Adică că omul este născut și conceput în păcat. Sau mai bine zis, cronologic vorbind, este conceput și născut în păcat. De asta suntem depravați total. Că n-am avut nici măcar o secundă în viața noastră când să nu fi purtat cu noi firea pământească. Da? De asta îi spunem că e totală. Nu există o secundă din viața ta în care să nu fi fost depravat. În al doilea rând, doctrina depravării totale se referă și la rădăcina păcatului. Când noi spunem că cineva este total depravat sau depravat total, ne referim la faptul că natura acestui om este păcătoasă. Da? Originea păcatului, rădăcina păcatului, în al treilea rând, depravarea totală se referă și la extensia păcatului. Da? Nu doar la originea, la rădăcina păcatului, adică avem o natură păcătoasă, ci și la extensia păcatului. Ce înseamnă extensia păcatului? Păcatul a infectat, nu a distrus. Mare atenție! Unii zic, păi ce, oamenii nu au minte, oamenii nu au conștiință. Noi nu spunem că păcatul a distrus facultățile sufletului sau părțile sufletului sau componentele sufletului. Adică rațiunea, voința, emoțiile și conștiința. Păcatul nu le-a distrus, ci le-a corupt și le-a infectat într-o asemenea măsură încât ele nu sunt îndreptate către Dumnezeu. Toate părțile sufletului omului sunt corupte de păcat. Sau toate facultățile sufletului omului sunt corupte de păcat. De asta depravarea este totală. Atinge toate facultățile sufletului. 4. Depravarea este totală și în ce privește manifestarea păcatului. Cu alte cuvinte, în niciun gând, în nicio acțiune, în nicio înclinație a omului păcătos, lipsit de Dumnezeu, nu există perfecțiune. În toate acțiunile omului, în toate gândurile omului, în toate sentimentele omului există păcat. Și acum iar așa am putea avea o obiecție. Mă, chiar un om din lume nu poate să aibă un sentiment curat, sincer, de dragoste, de exemplu, pentru copilul lui? Sau un om din lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu chiar nu face nicio faptă bună? Și aici, la vremea potrivită, va trebui să explicăm că noi ne referim la faptul că noi descriem o faptă bună sau un lucru ca fiind bun doar în relație cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă eu nu sunt în relație cu Dumnezeu, dacă eu sunt despărțit de Dumnezeu, tot ce fac după aceea este păcătos. Dacă mănânc, este păcat. Dacă mă odihnesc, este păcat, pentru că fac lucrul acesta în independență de Dumnezeu. Punem opusul, un credincios, când mănâncă și dă glorie și slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acela, face un lucru bun. Da? Nu există nimic, cu alte cuvinte, nu există nimic în lumea aceasta care să facem, să gândim sau să simțim care să fie neutru din punct de vedere spiritual. Da? Deci în momentul în care ești despărțit de Dumnezeu, tot ce faci este păcătos. Din exterior sunt niște fapte bune, în interior relaționate la Dumnezeu, nu la ceilalți oameni, nu la satana, nu la standardele oameni, relaționate la Dumnezeu, acele fapte bune, privite din exterior bune, sunt ca o haină mânjită sau murdară. În al cincilea rând, depravarea totală se referă și la înclinația păcatului. Adică omul totdeauna este înclinat spre rău. Asta este direcția ființei sale, asta este direcția sufletului său. Primul instinct
da? Pe care îl are omul, nu este să iubească pe Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu, să fie sincer cu Dumnezeu, să-și caute rezolvarea problemelor sufletului său. Instinctul, înclinația sufletului omului, că este vorba de voință, de sentiment sau de rațiune, înclinația sufletului omului este spre păcat. În așa se rând, totala depravare sau depravarea totală se referă și la neputința pe care ne-o aduce păcatul. La neputința pe care ne-o aduce păcatul. Ce neputință? Omul este incapabil să se întoarcă la Dumnezeu, adică să creadă în Domnul Iisus și să se pocăiască de păcatele sale. Deci este total, de asta spunem depravarea totală, este total incapabil să se întoarcă la Dumnezeu prin propriile sale forțe. Acum, omul poate să se întoarcă la Dumnezeu când este cercetat, convins, călăuzit, iluminat, impulsionat, înviat, regenerat, reînnoit de Duhul Sfânt. Da? Omul poate să facă asta când Duhul Sfânt lucrează în el. Noi vorbim aparte de lucrarea Duhului Sfânt, depravarea totală înseamnă că un om nu poate, este incapabil să se întoarcă la Dumnezeu. Depravarea totală înseamnă și că omul are o aversiune în păcatul lui față de Evanghelie. Scriptura spune foarte clar, prin gura lui Ștefan și alte texte din Sfânta Scriptură, voi tot deauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, problema omului păcătos nu este că el este ignorant. Dom'le, eu nu cunosc pe Dumnezeu. Eu nu știu despre Dumnezeu și mă duc în iad fiindcă n-am știut. Nu, problema omului este că atât cât știe despre Dumnezeu din natură, de exemplu, din revelația naturală, el pervertește. Se împotrivește acelei revelații. Atât cât știe despre Dumnezeu din legea conștiinței, să nu face aia, să face aia, să nu face aia, îl cunoaște pe Dumnezeu prin legea conștiinței, el se împotrivește acelei legea conștiinței și o pervertește. Atât cât îi se comunică prin Evanghelie sau prin cuvântul revelat, omul se împotrivește. Voi, zice Ștefan, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt ca și părinții voștri. Adică din generație în generație se vede o depravare totală. Omul se împotrivește, are o aversiune față de Evanghelie sau față de revelația lui Dumnezeu. Al optelea aspect, depravarea totală se referă și la condamnarea păcatului. Condamnarea pe care Dumnezeu o dă păcătosului este totală, definitivă, irevocabilă, o stare iremediabilă. Ai ajuns acolo și nu mai poți ieși din ea. Și un punct care s-ar putea să fie puțin controversat la un moment dat, este că depravarea totală se referă la faptul că omul va continua în păcat toată veșnicia. Ați auzit poate concepția asta că omul se duce în iad și acolo are pocăință, dar diferența dintre omul de pe pământ și omul din iad este că ăla e mai pocăit în iad decât a fost pe pământ, mult mai pocăit în iad decât a fost pe pământ, doar că acolo nu îi se va ierta, nu îi se va ține cont de pocăință, da? Nu îi se va da iertare când el se pocăiește. Este o aberație, da, la propriu, să crezi că un om va fi născut din nou în iad sau că va avea lucrarea Duhului Sfânt în iad, da? Că el se va pocăi sincer înaintea lui Dumnezeu. Este o concepție destul de populară, dar greșită și lovește chiar în această doctrină a depravării totale, care spune că odată ce ești despărțit definitiv, total, când Dumnezeu și-a retras orice fel de restricție, Dumnezeu te lasă acolo, da? Tu depravat singurel, da? Tu cu tine însuți, în depravarea ta, tu nu te vei face mai bun. Este absurd, aberant. Nu te vei face mai bun. Te vei face mai rău. Nu noi, ci oamenii care vor fi lăsați în această seară, în această stare. Cam asta este o privire panoramică asupra depravării totale. O vom aborda la vremea potrivită, așa, pe secțiuni. Însă în această seară aș vrea să petrecem restul timpului și probabil că asta ne va lua tot timpul pentru a analiza câteva motive pentru care ar trebui să ne întemeiem foarte bine gândirea în această doctrină. Din punctul meu de vedere, din toate cele cinci doctrine, da? Depravarea totală, alegerea necondiționată a Tatălui, ispășirea particulară a Fiului, halul eficient al Duhului Sfânt și perseverarea Sfinților în Har, din cele cinci doctrine, cea mai importantă pentru înțelegerea celorlalte și pentru acceptarea celorlalte și pentru înțelegerea logicii acestui acronim este doctrina depravării totale. Eu cred că o predicare, o lucrare cade sau stă în picioare cu doctrina asta. Dacă ți-ai pus bine fundamentul în doctrina depravării totale, după aceea foarte multe lucruri
vin la rând cum trebuie. Dacă ai greșit în punctul ăsta, alte 50 de lucruri să dărâm o dată cu punctul acesta. De asta vreau să ne luăm un timp special la această doctrină pentru a vedea care sunt implicațiile acestei doctrine. De ce este important ca noi să avem o convingere sănătoasă cu privire la păcatul omului? De ce să nu petrecem timp să vorbim mult despre dragostea lui Dumnezeu sau despre bunătatea sau mila lui Dumnezeu? Petrecem timp să vorbim despre acestea, dar dacă nu înțelegem depravarea omului, nimic după aceea nu va mai face sens. Vom ciunti din jertfa Domnului, vom ciunti din harul Domnului, vom ciunti din sfințenia Domnului, vom ciunti din bunătatea Domnului, vom ciunti din orice doctrină, pentru că n-am pus bine fundamentul în înțelegerea păcătoșeniei omului. Așadar, ne uităm la implicațiile depravării totale în două aspecte. Implicațiile pentru nemântuiți și în evanghelizare și implicațiile pentru cei mântuiți, da? În edificarea celor mântuiți. Pentru nemântuiți și pentru mântuiți. În primul rând ne uităm la implicațiile depravării totale a omului în evanghelizare și mântuirea necredincioșilor. Eu sper și cred că ne dorim foarte mult lucrul acesta, să vedem oameni din jurul nostru că sunt mântuiți și că vor fi mântuiți. Cred că avem mila asta duhovnicească, dorința aceasta. Cred că am luat în serios marea trimite pe care ne-a dat-o Domnul. Deci este important să înțelegem această doctrină. Chiar vedeți în expunerea Evangheliei pe care noi am repetat-o, am învățat-o, creație, cădere, crucea Domnului Iisus Hristos, da? Chemarea sau confruntarea Evangheliei și consumarea tuturor lucrurilor într-o viață cu Domnul pe pământ și apoi în veșnicie. Căderea vine înainte de vestea bună, crucea Domnului Iisus. Căderea vine înainte de chemarea Evangheliei. Întâi omul trebuie să fie convins că are o problemă ca să-l chem la soluție, da? Deci tot are sens după aceea doar dacă ai înțeles căderea omului în păcat. Care sunt implicațiile în mântuirea necredincioșilor și în evanghelizare? În primul rând, această învățătură păstrează exclusivitatea inițiativei lui Dumnezeu în mântuire. Păstrează exclusivitatea inițiativei lui Dumnezeu în mântuire. Nu doar că Dumnezeu inițiază mântuirea. Inițiativa lui Dumnezeu este exclusivă. Da? Nu sunt două inițiative, a omului și a lui Dumnezeu. Este inițiativa lui Dumnezeu. Pur și simplu Dumnezeu te învie la viață. Pur și simplu Dumnezeu te trezește, pur și simplu Dumnezeu te abilitează, pur și simplu Dumnezeu te eliminează. În această doctrină stă creștinismul pur. În această doctrină stă creștinismul pur. Diferența dintre creștinismul pur, creștinismul impur și orice altă religie este următoarea. În celelalte religii, omul caută pe Dumnezeu, omul tânjește după Dumnezeu, omul are ceva în el care într-un fel sau altul se îndreaptă către Dumnezeu. Doctrina depravării totale spune nu. Tot ce este bun în om vine pentru că Dumnezeu de la început a inițiat și a făcut ceva, a trezit în el ceva, a pus în el ceva, da? Dacă omul este afectat de păcat în gândire, în sentimente și în voință și toate aceste trei facultăți a sufletului sunt îndreptate spre păcat, ca omul să se întoarcă de la păcat spre Dumnezeu, este necesară o intervenție dumnezeiască ca să-i mute cursul sufletului, da? În al doilea rând, această învățătură îl convinge pe om care are o problemă fundamentală. Oamenii, veți vedea că oamenii, când vorbiți cu ei, oamenii recunosc că au probleme. Oamenii recunosc că au păcate. Știți ce este omul mai greu să recunoască? Că are o problemă de fundament sau fundamentală, de esență, esențială. Problema noastră nu este că facem păcate. Auziți? Problema noastră nu este că facem păcate. Problema noastră este că suntem păcătoși. Zice, el e un om bun. Da? Unde e omul ăla bun? Arată-mi o femeie. Care e omul ăla bun? Fratele Sunii ne spunea astăzi. În comparație cu ce e bun? În comparație cu Satana? În comparație cu alți oameni? Sau în comparație cu responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu de a fi desăvârșit? Asta este întrebarea. Da? Această doctrină, această învățătură îl convinge pe om care are o problemă fundamentală. Nu are o problemă exterioară, nu are o problemă accidentală, are o problemă fundamentală. Pentru că cât timp omul nu înțelege că are o problemă fundamentală, nu se va duce să caute rezolvarea unde trebuie. Știți ce va face el? Va face de fapt ce fac multe adunări evanghelice. Vom oferi cursuri, predici, discursuri pentru a rezolva deviațiile comportamentale. Asta. Ai probleme cu pornografia? Avem noi un curs pentru treaba asta. Ai probleme cu minciuna? Avem un curs pentru... Cum să nu-ți mai superi nevasta? Cum să te supui? Dom'le, chestiile astea sunt bune la un moment dat dacă fundamentul e corect.
Dacă fundamentul nu e corect, noi nu facem decât să corectăm niște deviații comportamentale. Trimitem niște oameni în iad, dar mai moral. Și nu ăsta e scopul nostru. Să facem lumea mai bună. Deci nu ăsta e scopul nostru, să facem lumea mai bună. Scopul nostru nu e ăsta. Scopul nostru este ca mântuirea să ajungă la oameni. Oamenii să fie puși într-o relație corectă cu Dumnezeu. Această învățătură ia încrederea omului în sine. Ca omul să se pocăiască, trebuie întâi să fie smerit. Veți vedea că o problemă fundamentală a omului este mândria. Omul crede, vedeți, spune, îți distrus, îți pierdut, nu mai am nicio șansă, trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar în inima lui el simte că mai poate merge puțin. Și chiar noi credincioșii de multe ori suntem așa. Când înțelegi doctrina depravării totale, lucrul acesta te smerește profund și te pregătește. Nu-ți dă, dar te pregătește pentru exercitarea credinței. Niciun om nu exercită credință sau nu depinde total de Dumnezeu până nu-i smerit întâi. Până nu se vede mic de tot, zero, până nu ajunge la epuizare, la disperare. Această învățătură smerește. Și trebuie, de asta nu-i iubită, de asta nu-i predicată. Pentru că smerește și noi, prin noi și ne urâm smerirea. Lucifer a căzut pentru că n-a fost smerit. Pentru că a vrut să fie ca Dumnezeu. Adam și Eva au căzut pentru că n-au fost mulțumiți și smeriți în starea în care Dumnezeu a pus. Au vrut să fie ca Dumnezeu. Această învățătură, în al patrulea rând, face diferența fundamentală între Evanghelie și moralitate. Ce este Evanghelia și ce este moralitatea? Evanghelia, moralitatea vine să facă un om bun în exterior. Evanghelia vine să ne facă vii. Moralitatea ne face buni în exterior. Ne ajută să facem fapte bune. Moralitatea ne ajută să arătăm bine în exterior. Ne ajută să ne comportăm bine. Evanghelia vine să ne învie la viață. Evanghelia vine să ne facă părtași naturii dumnezeiești. Evanghelia vine să schimbe rădăcina ființei noastre, să schimbe inimile noastre. Nu faptele noastre. Faptele se vor schimba dacă se schimbă inima. Această doctrină arată că avem o problemă fundamentală și ne ajută să înțelegem bine ce e Evanghelia. Ce este Evanghelia? Multe predici de evanghelizare veți vedea că se focalizează asupra moralității. Dumnezeu te va ajuta să fii mai bun. Dumnezeu te va ajuta să te lași de aia și de aia. Nu asta este Evanghelia. Deci îmi pare rău, nu asta este Evanghelia. Aia este moralitate. Moralism, nu Evanghelia. În al cincilea rând, această învățătură trasează cadrul înțelegerii experienței nașterii din nou. Deci, foarte practic, de ce cele mai multe evanghelizări se focalizează asupra generării de decizii? Astea sunt evanghelizările evanghelicilor. Generatoare de decizii. Au fost 13 decizii, au fost 100 de decizii. Noi nu asta avem nevoie. Problema omului nu este că nu ia o decizie. Problema omului e că e mort. Problema omului nu e că nu a luat o decizie către Dumnezeu. Nu asta este problema omului. De aceea deciziile au fost înlocuite cu nașterea din nou. Deciziile au fost înlocuite cu pocăința și credința. Tot este vorba, domnule, să faci un pas către Dumnezeu. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre o naștere din nou. Despre o înviere din morți. Este vorba de a fi transformată într-o făptură nouă. E mult mai mult decât o decizie. E ceva supranatural, care nu poate fi produs de niciun evanghelist și nici măcar de oamenii care ascultă Evanghelia respectivă. Falsă sau adevărată. Deci una e să ceri un om să ia o decizie și alta să spui ca Domnul Iisus Hristos: Nicodim, trebuie să fii născut din nou. Total diferit. Deci este total diferit. Dar Domnul Iisus vorbea cu un om mort în păcatele lui. Replica unora de asta spunea: cum să-i spun eu un om mort în greșelile și în păcatele lui să fie născut din nou dacă el nu poate să fie născut din nou? Exact cum i-a spus Domnul un om mort în greșelile și în păcatele lui, același lucru. Exact așa. Doctrina depravării totale arată în ce stare se găsește omul și arată în același timp că este insuficientă decizia. Este insuficient plânsul. Este insuficient să-ți recunoști anumite păcate. Este insuficient. Nevoia ta este o nevoie esențială de fundament. Este o nevoie de a fi transformat înăuntru. Ceva ce numai Dumnezeu poate să facă. În al șaselea rând, această învățătură linșează decisiv orice perspectivă de restaurare a ființei umane. Educația, schimbarea sistemului politic, orice sistem inventat de om, de mii de ani, de restaurarea ființei umane, a falimentat. Uitați-vă în lumea în care noi trăim. Și de mii de ani ce nu înțeleg oamenii? De mii de ani oamenii nu înțeleg că metodele lor nu funcționează în restaurarea omului. Oamenii recunosc că există o problemă cu umanitatea. Filozofii, cei mai importanti, seculari, atei, recunosc că există o problemă cu umanitatea. Însă soluțiile pe care ei le dau
nu funcționează. Și doctrina depravării totale ne arată exact care este problema și ne pregătește cadrul înțelegerii soluției, da? Doctrina depravării totale este doctrina cu care noi putem lupta cu această societate seculară. Doamne, problema este asta și ce spuneți voi, nu o să funcționeze. Nu o să funcționeze. Am mai dat exemplul ăsta, îl dau foarte rapid încă o dată în seara asta. Problema cu imigranții musulmani și cu această emigrație musulmană, asta este. Este o înțelegere greșită a depravării totale. Dacă schimbăm cadrul social, cadrul financiar, cadrul politic, dacă îi aducem în vest, ăștia o să fie ok. Nu. Greșit. Că problema lor nu asta este. Problema este, ei nu și-au lăsat inimile acolo, în Orientul Mijlociu. L-au luat cu ei. Și-au luat depravarea cu ei. Și sistemul educațional nu a rezolvat cu nimic problema. Protecția copilului nu a rezolvat cu nimic problema. Da? Șaptea, această învățătură este o autentificare suficientă a Sfintei Scripturi. Este atât de important să înțelegi că Scriptura începe cu creația și imediat după aceea descrie căderea omului și abisul în care omul se duce în câteva capitole. Foarte rapid se duce într-un abis a păcatului omului și ar fi continuat așa dacă Dumnezeu n-ar fi adus potopul. Și de fapt asta se întâmplă. Dumnezeu lasă lumea în voia minții sale blestemate și asta se întâmplă. Oamenii se duc în voia minților blestemate. Dar această învățătură te uiți că autentifică Sfânta Scriptură că este adevărată. Ce spune Dumnezeu despre om, aia este adevărat. De asta oamenii urăsc Biblia și spun că este antică. Nu este antică, este extraordinar de modernă și postmodernă în sensul că este actuală și relevantă. Bisericile sunt ahtiate astăzi, domnule, după a fi relevante. Să avem muzică ca să fim relevanți pentru tineri. Să facem din biserică așa un fel de minibar ca să fim relevanți pentru oamenii care sunt foarte dornici de a fi sociabili. Nu, dacă vrei să fii relevant, predică depravarea totală. Oricine se va regăsi în ce spui tu. Toată lumea se va regăsi. De la copii, tineri, adulți și așa mai departe. Toți se vor regăsi în această doctrină dacă vrei să fii relevant. În al optulea rând, această învățătură arată de ce iadul este răspunsul normal al lui Dumnezeu față de păcat. Tot mai mult văd o aversiune față de doctrina iadului. Evanghelișul care discut pe internet sau față în față, îmi spun, domnule, nu pot să cred lucrul acesta. Știți de ce nu mai pot să creadă? Ei cred în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Adică ce, noi nu credem? Credem și noi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Știți ce nu înțeleg ei? Și ce n-au înțeles? Doctrina depravării totale. Când ajungi să înțelegi stricăciunea omului și aversiunea totală a omului față de Dumnezeu, atunci înțelegi de ce pedeapsa lui Dumnezeu, condamnarea lui Dumnezeu este eternă și totală. Această învățătură este specifică lucrării Duhului Sfânt. Eu cred că este o îndepărtare a Duhului Sfânt din adunări și din mișcarea evanghelică. Eu cred că avem foarte multe exemple de biserici apostate. Un motiv pentru care lucrarea Duhului Sfânt este împinsă afară din adunări este pentru că nu se mai predică stricăciunea omului și depravarea omului. Duhul Sfânt vine să-L proclame pe Hristos, dar întâi să-L proclame pe Hristos vine să convingă lumea de păcat. Ca întâi să genereze și să creeze în tine nevoia de Hristos. Ca să-ți-L dea pe Hristos, întâi generează și creează în tine nevoia de Hristos. Dar dacă eu ca predicator prin care Duhul Sfânt trebuie să lucreze, dacă eu refuz să pun accent pe doctrina aceasta a căderii în păcat, pe depravarea omului, eu îi îndepărtez pe oameni de momentul în care ei vor veni la Hristos. De fapt, eu mă jefuiesc pe mine însumi de oportunitatea de a fi folosit de Duhul Sfânt. Dacă vrem ca Duhul Sfânt să lucreze în adunare, dacă vrem ca Duhul Sfânt să lucreze în predicare, dacă vrem ca Duhul Sfânt să lucreze în mărturisirea Evangheliei, trebuie să punem un accent pe această doctrină a depravării totale. Într-un fel sau altul, în discuțiile unii cu alții, în predicare, în evanghelizare, trebuie să punem accent pe această doctrină. Omul să-și înțeleagă doctrina depravării totale și veți vedea că Duhul Sfânt vă va însoți în lucrul acesta. Apoi această doctrină paviază calea către o convertire corectă. Ce este o convertire corectă? Repet, nu este o decizie. Înseamnă și o decizie, dar înseamnă mult mai mult decât atâta. Această doctrină aduce momentul prăbușirii la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Unii zic așa, mă, dacă predicați depravarea totală și spuneți omului că nu poate să facă nimic, el o să ajungă la disperare. Mă, dacă nu pot să fac nimica, n-am nicio șansă. Nu! Când ajungi într-un punct în care nu mai poți să faci nimic, atunci apelezi la altcineva. Cât timp mai am puțin, cât timp mai am câteva resurse, foarte, foarte puțin, ies la limită. Nu spun nimic, atac din gură. Dar în momentul în care nu mai am nimica, atunci apelez la altcineva. Aceasta nu va aduce la disperare cu privire la sine. Și asta trebuie să facă Evanghelia. Evanghelia, în primul rând, trebuie să ne aducă la punctul în care capitulăm, nu în care decidem, în care capitulăm
Doamne, nu mai pot să fac nimica. Asta e atitudinea la care trebuie să ajungă omul. Nu, da, vreau să decid și eu. Nu, asta am nevoie de la tine. Vreau să ajung la punctul în care nu tu faci ceva pentru Dumnezeu, ci la punctul în care zici, nu pot să fac nimica. Doamne, am nevoie ca tu să faci. Sunt accente diferite. Evanghelizarea falsă. Omul face evanghelizarea adevărată, omul așteaptă ca Dumnezeu să facă, să roagă ca Dumnezeu să facă, cere de la Dumnezeu ca să facă. Evanghelizarea falsă îl pune pe om la centru de comandă, el decide. Evanghelizarea adevărată este punctul în care înțelege că dacă Dumnezeu nu face ceva cu el, Dumnezeu nu decide pentru el, e terminat pentru totdeauna. Asta este pocăința, un moment al prăbușirii, al capitulării. Această doctrină aduce convingere de păcat, foarte important, și copiilor morali din familiile de credincioși. M-am născut într-o familie de credincioși, mama și cu tata m-au dus la grupurile de copii, după aia m-am dus la tineret, am cântat în cor, în fanfară și la orchestră, la toate pe rând. Și da, m-am gândit că ce lucru drăguț a făcut Domnul Iisus că a murit pentru mine și vreau să închei și eu astăzi un legământ cu Domnul în apa botezului. Vai ce drăguță, uite, ia, bă ce fată, nu ca alți tineri din biserică care s-au dus și umblat prin discoteci și bariu și o curvi și nu știu ce au mai făcut. Ce fată drăguță, da, ce lucru extraordinar a făcut ea față de Dumnezeu. Ia, mă, chiar e un lucru drăguț care l-a făcut, ea nici măcar nu prea are nevoie de Dumnezeu. Dar uite, totuși ea vrea să vie, să-i facă favorul ăsta lui Dumnezeu. Da? Cumva simți, mă, ce penibil e Dumnezeu că l-a trimis pe Iisus Hristos pentru ea săracă, că e așa de gingașă și de finuță și de curată. Nu! Până când să fie născută din nou, tot ce a făcut ea bun este stricat și depravat înaintea lui Dumnezeu. Tot! Tot este afectat de păcat. Și aș vede moralitatea ei sau el își vede moralitatea lui ca ofensă înaintea lui Dumnezeu. Când eu spun, Doamne, eu sunt moral. Oare de ce am nevoie de tine? Ăla este un păcat grozav înaintea lui Dumnezeu. Este necredința, ateismul absolut. Sunt ok, nu am nevoie. Oare de ce am nevoie de Dumnezeu? Ăla este ateism. Și mulți copii de pocăiți morali sunt atei, în practică, nu teoretic, în practică sunt atei. Ei nu știu de ce au nevoie de Dumnezeu. Și noi ne uităm și noi așa, oare deja aveți nevoie de Dumnezeu? Nu, orice fapta lor în independență de Dumnezeu, care nu-i făcut de dragul lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu, este un păcat. Orice faptă bună. Și postul și rugăciunea și venitul la biserică și așa mai departe. Această doctrină corectează malpraxisul din evanghelizare. Malpraxisul, adică apelul la voință, apelul la sentimente sau apelul la o acceptare rațională. Dacă înțelegi că rațiunea e stricată, la ce apelezi la mintea lui? Îi comunici adevărul Evangheliei, dar el nu trebuie să accepte. Ai acceptat, crezi că Domnul Iisus a murit? Da, ești mântuit. Aia nu-i mântuire. Aia nu-i înviere, vă seamănă cu învierea aia. Mă, trebuie numai să crezi. Ok, ce-i credința aia? Mulți se referă la o credință mentală. Mintea lui este stricată, domnule. Zice că omul firesc nu înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Sau apela la sentimente. Biblia spune că oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. Sau apela la voință, când Biblia spune dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi slobozi. Păi cum să decide el pentru Dumnezeu dacă el e legat? Dacă e rob păcatului? Dar asta e malpraxis. Asta este malpraxis. Și în final această doctrină îl ia pe om în serios. Îl ia pe om în serios, îl ia pe Dumnezeu în serios. Eu cred că nu putem să tratăm oamenii serios decât dacă credem în doctrina depravării totale și predicăm doctrina depravării totale. Eu iau în serios oamenii mai mult decât iau oricine altcineva. Eu nu zic, mă, el are o problemă, are o boală. Nu are o boală. Este mort. Da? El nu are o problemă. Un accident a intervenit în viața lui. Nu? Sau dacă e un accident, e din naștere, domnule. Și are o problemă fundamentală, da? A fost lovit așa de rău că a murit. Asta este problema omului. Eu îl iau în serios. El a fost creat după chipul lui Dumnezeu, s-a răzvătit împotriva cele mai importante ființe din univers. Și eternitatea lui, din punct de vedere omenesc, este pe muchie de cuțit. Dumnezeu, asta e o treabă serioasă. Mă înțelegeți? Asta este o treabă serioasă. Asta nu e ceva cu care ne putem juca. Malpraxisul de evanghelizare trebuie distrus din rădăcină. Este o treabă foarte serioasă. Și Dumnezeu nu așteaptă de la mine sau de la noi să fim niște doctori superficiali și nebuni care spunem oamenilor pace, pace, când de fapt nu este nicio pace. Mă, dar tu ai acceptat mintea ta? Crezi? Da, da, crezi. E ok, domnule. Ai decis? Da, am decis. A fost un moment în care ridicam mâna? Da. S-a rezolvat problema. Nu! Ăsta e un doctor superficial și nebun care tratează veșnicia unui om în felul acesta, da? Apoi, pentru noi credincioși, această doctrină, în primul rând, este un izvor de recunoștință, de laudă și mulțumire și închinare față de Dumnezeu. Adică,
În momentul în care ești născut din nou, Dumnezeu ți-aduce o lumină specială să vezi groapa din care te-a scos. Și cu trecerea timpului, Dumnezeu te luminează mai mult și îți arată starea ta în care ai fost și starea ta în care ești și dependența ta totală de Dumnezeu, și lucrul acesta va stârni în tine un izvor necurmat de închinare către Dumnezeu. Cu cât înțelegem mai puțin depravarea noastră, cu atât ne vom închina mai puțin lui Dumnezeu, să știți. De ce credeți dumneavoastră că cele mai multe descrieri ale păcatului sunt făcute credincioșilor? În epistole, care se adresau bisericilor. Păi cum să binecuvintez pe Dumnezeu că m-a ales din veșnicie sau că l-a dat pe Iisus pentru mine sau că a trimis Duhul Sfânt în viața mea, decât când înțeleg neputința totală în care mă aflam și de unde m-a scos Dumnezeu? Eu apreciez lumina când am fost în întuneric și când înțeleg întunericul. Eu apreciez când am ieșit afară, când înțeleg și îmi dau seama fundul gropii, adâncimea gropii, abisul gropii în care am fost și din care nu mă puteam scoate. Asta mă va face să dau glorie lui Dumnezeu. Mulți oameni zic, sunteți negativiști, vreți vorbiți despre păcat, vreți vorbiți despre stricăciunea omului. Domnule, asta se întoarce spre binele nostru, pentru că noi am ieșit de acolo, am fost scoși de acolo, am fost ridicați, am fost atrași, n-am decis să ieșim de acolo, da? Apoi această învățătură clădește în om un realism biblic, un realism biblic. Această învățătură ne ajută să ne vedem pe noi înșine cum trebuie. Dezamăgirile de sine, sunteți dezamăgiți de dumneavoastră? Aveți dezamăgiri de sine. Dezamăgirea de sine se bazează într-o anumită măsură pe încrederea în sine. Am crezut că sunt în stare de ceva, n-am făcut lucrul ăla și acum sunt dezamăgit de mine însumi. Noi suntem dezamăgiți că l-am ofensat pe Dumnezeu. Ce că nu ne-am ridicat la standardele pe care noi ni le-am trasat nouă înșine și am crezut că poți să ajungem la ele. Această doctrină te-a avut să ai un realism sănătos față de ceilalți. M-ai dezamăgit. Niciodată n-am crezut că o să faci așa ceva. De ce? De ce n-ai crezut? N-ai citit în Biblie. Tu nu crezi în doctrina depravării totale, de asta. Cum? Lumea? În ce stare a ajuns lumea? Serios? De ce te miri? N-am înțeles. Care-i treaba? La voi ce credeți despre omul care e fără Dumnezeu? Dacă tot repeți, omul îi se năculează în mintea lui. Oamenii sunt buni, un om bun, ăla e mai bun decât pocăiți și tot felul de vorbe din astea. Da? Dacă tot felul de vorbe din astea ajung să ne spele pe creier și să respingem doctrina biblică. Doctrina biblică ne dă un realism sănătos, biblic, această învățătură. Această învățătură îl ajută pe om să vadă că toată lucrarea sfințirii depinde de Dumnezeu, da? Toată lucrarea sfințirii. Rămășițele păcatului rămân în noi și după ce am fost născuți din nou și ne dăm seama că dacă ne sfințim, lucrul acesta vine de la Dumnezeu. De asta mulți nu înțeleg. Dumnezeu este acela care ne dă, după nașterea din nou, și voința și înfăptuirea. Suntem într-o asemenea stare, am căzut într-o asemenea stare. Că și când am fost ridicați de acolo, avem nevoie să fim susținuți de Dumnezeu. Noi nu suntem puși pe o frânghie din asta pe care trebuie să facem echilibristică. Dumnezeu ne-a dat absolut totul ca să putem merge acolo și stă să spune: hai Andrei că te descurci, hai, te-a legat cu un lanț în cazul în care să te ridic de acolo. Nu! Eu nu pot să fac niciun pas fără Dumnezeu. Și dacă n-aș fi pe frânghia aia și aș merge pe drum drept, eu nu pot să fac niciun pas fără Dumnezeu. Și asta ne ajută să înțelegem că depindem de Dumnezeu și în sfințirea noastră. Această învățătură ne ajută să vedem că un credincios are răsplățile de la Dumnezeu ca un dar. Răsplățile pe care le vom avea în veșnicie de la Dumnezeu sunt un dar de la Dumnezeu. Haideți să înțelegem, dacă eu sunt depravat, sunt înviat prin puterea lui Dumnezeu și tot ce fac după aceea este prin puterea lui Dumnezeu, asta înseamnă că în ultimă instanță răsplățile pe care Dumnezeu mi le dă tot ca un favor. Că mi le dă datorită lucrurile pe care eu le-am făcut prin puterea lui Dumnezeu și pe care nu le-aș fi făcut dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat putere. Deși răsplățele pe care vom avea în cer, deci să nu vă imaginați că în cer o să fie un mega egoism din ăsta și o mega laudă a fiecăruia. Vezi că am mai mult decât tine? Nu! Vezi că am făcut mai mult decât tine? Eu m-am rugat mai mult, am postit mai mult, am mers mai des la adunare decât tine, am evangelizat mai mult. Nu va fi niciun motiv că fiecare se va uita la răsplata lui, chiar dacă e mai mare decât altora, și va spune: mă, mi-aduc aminte că tot ce am făcut pentru care am câștigat răsplățile astea se datorează lui Dumnezeu. Destoinicia mea nu vine de la Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu puteți face nimic. Această învățătură ne arată că avem nevoie de sângele Domnului Iisus și curățirea Duhului și după ce am fost născuți din nou. De ce să predică în multe adunări că Domnul Iisus ne iartă de păcatele pe care le-am făcut până ne pocăim? Până ne pocăim. Pentru că oamenii nu înțeleg depravarea umană. Nu înțeleg cât de adânc a afectat păcatul ființa noastră. Și că și după ce ne-am întors la Dumnezeu,
avem nevoie la fel de mult de sângele Domnului Iisus Hristos care ne spală și ne curățește de orice păcat. Și avem nevoie la fel de mult de un mijlocitor înaintea Tatălui. Și avem nevoie la fel de mult de Duhul Sfânt care să ne... Deci noi nu ne sfințim după ce ne-am pocăit prin pocăință. Noi ne sfințim prin pocăință. Ne sfințim tot prin Duhul Sfânt. Pocăința are rolul ei, dar sfințirea este lucrată tot de Duhul Sfânt. Sfințirea se face tot prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nu se schimbă baza acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu sau baza modului în care noi ne sfințim. Baza este aceea, sângele Domnului Iisus și lucrarea Duhului Sfânt. Această învățătură este un atac mortal asupra doctrinelor perfecționismului. Sunt multe variante că omul poate să ajungă la un stadiu de perfecțiune. Doctrina depravării totală scoate din calcul, da? Această învățătură oferă o explicație suficientă a stării lumii în care trăim. Aproape poate fiecare generație de credincioși a fost dezamăgită de lumea în care a trăit. În ce hal a ajuns lumea? Nu se dezamăgiți când vă gândiți la lume și la direcția în care se duce. Se duce în sus sau se duce în jos? Că te uiți la America, la vestul Europei sau chiar la țara noastră. Se duce în jos. Dar mulți oameni, am auzit credincioși care spun, credincioșilor din biserica primară era ușor, că ei erau omorâți, chinuiți pentru numele Domnului Iisus, ci, nu știu ce-o fi ușor în treaba asta, și n-aveau atâtea ispite cum avem noi astăzi, nu? Ei aveau o religie, domnule, în care prostituția era legală și era peste tot, prostituția, era o religie. Temple cu prostituate, sexualitate vândută și pe piața religioasă și ți se spunea că faci un ritual înaintea lui Dumnezeu dacă te prostituai. Dacă te duceai la templele lor păgâne. O aveau înaintea ochilor, era cultura lor, erau inhibați, da? Erau infectați cu cultura asta, hipersexualizată. Nu e nouă mai greu. Noi zic, ce dezamăgiți suntem de lumea în care noi trăim. Eu nu sunt dezamăgit. De ce să fiu dezamăgit? Mirarea nu e că lumea se duce tot mai rău în jos. Nu e asta mirarea. Mirarea e că în lumea asta care se duce tot mai în jos, sunt oameni sfinți al lui Dumnezeu, oameni care sunt mântuiți. Asta e cea mai mare mirare. Nu că lumea se duce așa. Nu, noi ne așteptăm la lucrul acesta și Biblia ne spune că trebuie să ne așteptăm la lucrul acesta. Această învățătură, în al optulea rând, îl păstrează pe credincios în dependență de Dumnezeu. De Dumnezeu. Asta nu te face leneș. Dacă tu știi că ești total neputincios înaintea lui Dumnezeu, asta te va face să fii veghetor, atent, rugativ. Cu cât vei avea o părere mai bună despre tine, cu atât vei fi mai lejer în lucrarea de sfințire. Cu cât vei avea o părere mai bună despre tine, cu atât vei neglija mai mult rugăciunea, vei neglija mai mult citirea cuvântului, vei neglija mai mult părtășiile adunării, vei neglija metodele Harului, că ești ok. Dar dacă îți înțelegi stricăciunea, vei sta veghetor, vei sta atent, vei sta aproape de Dumnezeu. Doctrina depravării totale este foarte practică pentru credincios. Dom'le, știu că sunt atât de stricat și că sunt capabil chiar și acum de o grămadă de grozăvii, așa că stau așa, în spatele Domnului Iisus, stau lângă adunare, stau în rugăciune, stau în cuvânt, ca să nu dau slab. Da? Această învățătură este cel mai potrivit medicament pentru boala mândriei. Tot ce vine bun este de la Dumnezeu. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Da? Sunt o sumedenie de versete care sunt menite să ne păstreze în smerenie și să alunge mândria. Dezbinările în adunări vin de la mândrie. E un predicator care se crede mai grozav decât altul, un cântăreț care se crede mai grozav decât altul, unul deștept care crede că poate conduce mai bine decât altul. Când fiecare și-ar analiza propria stare, ar rămâne în smerenie. Această învățătură ar trebui să ne strânească mila față de cei nemântuiți. Foarte rar ar trebui să ne supărăm pe cei nemântuiți. Foarte rar. Știți de ce? Nu disprețul. Ce să mă aștept de la el? Asta e terchea berchea. Nu asta. Ci o milă sănătoasă. O milă duhovnicească. Mila pe care a avut-o și Dumnezeu față de noi când eram căzuți în păcat. Să te uiți la el și să-ți dai seama. Dom'le, și eu am fost acolo. Eu știu că ăsta nu poate mai mult decât atâta. Și ăsta ar face mult mai rău dacă Dumnezeu l-ar lăsa în voia minții sale total, definitiv. Asta trebuie să-mi strânească mila. Nu să spun, cum să-i spui un necredincios? Cum ai fost în stare să faci așa ceva? Cum adică cum a fost în stare? Mirarea e că nu face tot ce e în stare să facă. Deci n-ar trebui să te miri. Vă mirați de necredincioși? Asta trebuie să ne strânească nu mirarea, ci să ne strânească mila, că ăsta e aerul pe care ei respiră, spiritual vorbind, da? Această învățătură ne arată că alegerea la mântuire nu depinde de faptele omului.
Depravarea totală, în acronimul nostru TULIP, care vine exact înainte de alegerea necondiționată, creează cadru pentru înțelegerea alegerii. Dacă eu sunt total stricat și nu mă pot întoarce la Dumnezeu și nu vreau să mă întorc la Dumnezeu și sunt împotrivitor lui Dumnezeu și am o aversiune față de Dumnezeu, înseamnă că altcineva trebuia să ia decizia ca eu să fiu mântuit. Dacă eu n-am vrut lucrul ăsta. Dacă eu nu vreau să fiu mântuit, ascultați-mă, dacă eu nu vreau să fiu mântuit și tu n-ai vrut să fii mântuit și ești mântuit, ce concluzie trebuie să tragi? Deci tu nu vrei să fii mântuit, dar ești mântuit. Ce concluzie poți să tragi? Decât că altcineva a luat decizia ca să te mântuiască. Dacă nu înțelegi doctrina depravării totale, nu înțelegi nici alegerea necondiționată, da? Doctrina depravării totale este crucială pentru pocăința sinceră. Ascultați rugăciunile credincioșilor, Doamne, sau catalogările pe care le fac credincioșii unor păcate, sau stărilor. Poate am păcătuit, dacă am păcătuit, Doamne, și săptămâna asta, când îți înțelegi profunzimea păcatului, atunci e o pocăință sinceră. Asta e motivul pentru care unii credincioși nu scapă de anumite păcate, de anumite obiceiuri păcătoase. Pentru că noi nu înțelegem depravarea obiceiului respectiv. Noi înțelegem gravitatea și grozăvia păcatului respectiv. Noi, într-un anume fel, minimalizăm cât de grav e lucrul ăla, cât de grozav e lucrul ăla în ochii lui Dumnezeu. Și de asta nici nu avem o pocăință sinceră. De asta nici nu avem o pocăință sinceră. Pocăința sinceră depinde de înțelegerea gravității unui lucru. De asta depinde. Și în final, această învățătură atacă ateismul practic. Ce este ateismul practic? Crezi în mintea ta că există Dumnezeu, dar în realitate nu crezi. Trăirea ta arată că nu crezi. Și acum, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă omul, și acesta este ultimul meu punct, dacă omul în starea lui de mântuit sau nemântuit, din punct de vedere fizic, depinde total de Dumnezeu, da? Că în el avem viața, ființa și mișcarea, da? Fizic vorbind, depindem total de Dumnezeu. Mă mișc pentru că Dumnezeu îmi dă putere. Vorbesc pentru că Dumnezeu îmi dă putere. Gândesc pentru că Dumnezeu îmi dă putere, da? Să raționez. Respir pentru că Dumnezeu îmi dă putere. Toate lucrurile se țin prin el. Asta spune Sfânta Scriptură. Dacă din punct de vedere fizic acest lucru este adevărat, cu cât mai mult, din punct de vedere spiritual, lucrul acesta este adevărat. Și cu cât mai mult, dacă eu nu pot să fac fără Dumnezeu nimic din punct de vedere fizic, cât de nebun trebuie să fiu ca să cred că pot să fac cel mai mare lucru pentru viața mea, adică să-mi hotărăsc destinul veșnic. Deci eu nu pot să fac un pas înainte fără puterea lui Dumnezeu. Dar cred că din punct de vedere spiritual, deși sunt mort spiritual, pot să iau cea mai importantă hotărâre a vieții mele, aceea de a-mi hotărâ destinul veșnic. Asta este ateism. Unii zic că e arminianism sau semi-pelagianism sau pelagianism sau nu mai știu ce. Să crezi tu că în independență de Dumnezeu, Dumnezeu stă spectator în fața ta și spune, tu decizi cel mai important lucru din viața ta. Restul nu le poți face, tu nici nu poți mișca capul într-o parte fără puterea mea, dar asta poți să-l faci. Să-ți hotărăști toată veșnicia. Este la propriu o nebunie practică. Acestea sunt implicațiile și poate sunt mult mai multe decât cele pe care le-am spus eu. Acestea sunt implicațiile doctrinei depravării totale.